Austria este una dintre destinațiile străine apreciate de către turiștii români, în special Viena și stațiunile montane. În iarnă, Austria constituie una dintre primele destinații căutate de către turiștii de la noi din țară. În 2011, peste 260.000 de români și-au petrecut vacanța în Austria, cu 3% mai mult comparativ cu 2010. În iarna 2011-2012, operatorii de turism se așteaptă la o creștere cu 5% a numărului de turiști din Austria, potrivit unui comunicat de presă Austria Incoming. Stațiunile și regiunile turistice austriece au venit cu oferte atractive pentru ski și wellness în perioada de iarnă. Încă mai este timp să schiați în celebrele stațiuni din Austria. Poți opta atât pentru sejururi de o săptămână sau mai mari, cât și pentru mini-vacanța de 2-3 nopți. Oferta de cazare este diversificată, de la hoteluri de 3 și 4 stele la pensiuni, apartamente și camere în case particulare. Toate sistemele de masă sunt disponibile pentru turiști, de la mic dejun la all-inclusiv. Pe lângă masă și cazare, pachetele de vacanță includ în preț ski pass, intrare la centru spa, discount pentru tichete de ski, acces la grădinițe de ski, chiar și babysitting.